Locatarii blocurilor C4 și G5 din Constanța trebuie să raporteze indexul de apa consumată în fiecare zi de 1 a lunii. Conform prevederilor legale, proprietarii, dar și asociații au dreptul de a solicita un control. Astfel, la 1 octombrie s-a constituit o comisie formată din doi locatari și administratorul asociației. Oamenii au mers din apartament în apartament pentru a controla consumul. La terminarea programului seara, după ora 18, locatari din bloc au solicitat să se citească de către dânșii toate apometele de la toate apartamentele în vederea unui control inopinat. S-a făcut această acțiune pentru faptul că în fiecare lună apar diferențe între cantitățile de apă caldă și rece raportate de către locatari față de indexul de cantitatea constatată la apometru general din subsolul blocului. Și de aici întotdeauna apar inadvertențe, respectiv diferențe la prețul pe metru cub de apă rece și caldă față de cele din facturi. La 5 familii din cele două blocuri din Constanța au fost sesizate neconcordanțe între indexurile precizate de locatari și cele verificate de comisie. Și dânsa a avut la apă rece, la baie, a avut 780, noi seara i-am găsit 781, deci diferență de un metru. La apă caldă la baie, dânsa a raportat 176, diferență de un metru, iar la apă caldă la bucătărie, dânsa a raportat tot 114 ca luna trecută, în schimb comisia a găsit 115, deci diferență de un metru. Dânsa a avut 11 metri raportat inițial și cu 3 metri pe care i-a găsit comisia, da? S-au făcut acești 14 metri care se regăsesc și în lista de plată. La 28, domnul Șeinoiu a avut inițial 7 metri și noi am corectat 9 metri. Deci acestea sunt modificări datorită citirilor la dânsul din apartament. Nu a comentat. Domnul Rogu de la apartamentul 42. A fost o diferență de 2 metri. Președintele asociației susține că poate demonstra la orice control că toate sumele calculate în plata facturilor sunt justificate de consum. Mă pun la dispoziția, în primul rând a dumneavoastră, mă pun la dispoziția oricărui organ de anchetă și de control pentru verificarea gestiunii de când am preluat eu această asociație și până la data de astăzi. Și vă garantez în scris, nu va găsi niciun ban diferență valorică. Administrația asociației susține că cei nemulțumiți de control sunt proprietarii care nu declară corespunzător consumul de apă. O altă nemulțumire a locatarilor vizează plata a 9,42 de lei de apartament pentru un transformator care a fost furat și a fost achiziționat de șeful scării. Furat la G5, la C4, la un bloc cu 4 nivele în spatele nostru, la aceeași seară, duminică seara s-a furat. Bineînțeles că eu m-am dus a doua zi cu domnul Vlad și le-am cumpărat. Și am chemat un electrician și ne-a pus și trebuiau, și normal ca să plătim. Că n-aveam lumină în boxe. Avem aprobarea oamenilor. Ceea ce îi nemulțumește de fapt pe locatari este valoarea pe metru cub de apă, valoare care nu ține însă de asociație, ci este calculată în funcție de consumul total.